Păstrarea și prezentarea costumului popular este de o mare importanță istorică. Costumul este frumosul vremurilor apuse. Costumul nu e numai categoria istorică, etnografică, ci și dragostea pentru frumos. Așadar, haide să ne întoarcem în microcosmosul portului popular petrovician. Ne vom întoarce un secol și jumătate în urmă să privim porturile vechi ale strămoșilor din Petrovasâla de altădată. Călătorim prin timp, prin străzile satului, casele petrovicenilor și pe la ferestrele lor. Pe la începutul secolului al XX-lea, în Petrovasâla au trăit în jur de 6.000 suflete de români. A existat o îndeletnicire importantă, țesutul la război, care s-a practicat când femeile nu s-au dus la holdă. Această muncă se execută la lumina ârbului, lumânării lămpii cu apă de lampă, în serile și nopțile lungi și reci de iarnă. Seara, când treceai pe lângă ferestrele caselor, se auzeau loviturile brâglilor cu care femeile țeseau la război. Atunci nu au avut nici radio, nici televiziune, nici telefoane, iar fiecare clipă din viață a fost folosită rațional pentru țesutul îmbrăcămintelor portului popular la război. La război au țesut străbunicile și bunicile noastre, iar prin această îndeletnicire s-a creat printre cel mai frumos și bogat port popular la români din Banatul nostru și nu numai. Războiul de țesut este o unealtă casnică folosită în trecut la țesutul materialului din fuior, lână sau bumbac și altele. Cum s-au pregătit firele de țesut? Toate aceste lucrări s-au desfășurat în familie. S-a semănat cânepa, vara s-a smuls, s-au făcut mănunchi pentru a se usca. S-a dus la bara mare de la marginea satului, unde cânepa s-a pus la murare, așa devenind roșcodană. Din nou se duce cânepa acasă la uscat. Din cânepa uscată s-au făcut fuior. Firele din fuior au fost folosite la țesut. S-au țesut poniev de fuior, strântru tricală de paie, saci, toale de cai și altele. Țesutul s-a efectuat la război. Tot la război s-a țesut și frumosul port petrovician din bumbac alb și colorat, lână răsucită, păr, cea mai de calitate parte din lână, fire de irimiz roz sau galben strălucitor. De regulă, la țesut, firele au fost combinate. Dacă s-a țesut cu păr, trebuia să fie și bumbac, iar florile din lână vopsită. De obicei, firele din bumbac sunt puse în catul războiului și se bat, iar în lungul războiului se întind fire din păr care se urzesc. Între ele se fac flori. Firele din bumpoi în casa familiei Bogatu, Crăciun Sofica. Iarăși casa muzeu cu porturile populare bărbătești și femeiești din diferite perioade și ocazii, precum și o cameră autentic chicită exact ca altă dată la Petrovasâla. Aproape în fiecare casă la români din Petrovasâla putem găsi măcar câte ceva din portul popular sau lucruri țesute la război. O mare parte din portul popular petrovician și din cele țesute la război se găsește în familii de petrovicieni stabilite pe continentele lumii, unde se mândresc și se îmbracă la manifestări, nunți, ori la picnicul petrovicienilor din Canada. Amenajările interioare se axau pe elemente folclorice, fie că este vorba de mobilier, uverturi, cilimuri, poniev.
perne, căpătâne mici sau mari, ștergare, pieșchire, prăzut sau pieșchire de obraz. Soba mare, fata care a primit-o, miraz, fata care s-a măritat. Adevărate carte. Adevărate carte de identitate a petrovicenilor o constituie costumul popular bazat pe culori vii care și-a păstrat o într-o oarecare măsură particularitățile zonei de proveniență. Spre deosebire de costumul bărbătesc, cel femeiesc reprezintă o tipologie mai variată și bogată, o mai mare bogăție a decorației. Stop! Costum de fată mică la sărbători, șupag, coale, șoarță de pliș cu zlată, flori de ghioșei, cârpă roșie legată ca prăpoada, păpuși de lână în pișoară. Costum de copil mic, chimieșă împistrită. Costum de fată mare, cum s-au dus la șezători cu lucru de mână. Șupac împistrit, prosluc de lână cu angoră, coale cu o cotrință, de din jos cotrință de lână. Brășire de mătasă și brășire țesută în război. În cap cârpă cu pană. Costum de junie, chimieșă roșie și cotrință albă împistrită în cap pălărie. Costum de govie, șoarță de mătasă albă, bluznă tot albă, piene la urechi, șlaier și cunună pe cap, în picioare păpuși albi. Nevastă măritată, bluznă cu șoarță de mătasă, pe cap căiță cu șlari și cicmă peste șlari, în picioare ștrinchi roșii și păpuși de lână cu trei trandafiri. Pișor tiner însurat, chimieșă în plin cu izmienie, brășire de mătasă, cabrău, păpuși felos și pălărie albă pe cap. Port de iarnă femeiesc, cojoc, șupac cu poale împistrice, de mână și din pânză țesută la război, cotrință de lână cu piene, ștrinfi de lână de cărmăjân, păpuși de lână dai feloș, pe mână poartă straiță de lână cu care s-au dus la nunaș. Și păpușii de lână. Da. Ștrinfii roșii și păpușii de lână. Când s-au tuns oile, femeile au luat lâna, au dus-o la bara de la drumul păginii, unde au spălat-o, apoi au pieptenat-o la tonii piepținătorii, au făcut-o caier și după aceea femeile au tors cu furcile. S-a adunat în motche și s-a fărbuit în diferite culori. Lâna s-a adunat în ghem ca după aceea să se confecționeze ștrinfii, păpuși, sfedere, prâslușe, făcute cu ace, dar și pentru cilimuri, conieri, cotrințe, brășire, țesute la război. Port de iarnă bărbătesc, cojoc și cășiulă de străgan, chimieșă, șoarici, praschie, ștrim de lână în fărburi, făcuți cu ace de ștrimfi cu chei, iar tureșile cu acut ac de păpuși. Păpuși de lână feloș.
pășim într-o casă petroviciană la Doina Barbu pentru a ne convinge că de fapt este o casă-muzeu de țesături la război țesute de către străbunica Chia și bunica Sofica a Doinei. Găsim cotrințe, cilimuri, ponieri, grăcire, șorți de erimiz, cârpe de pliș, peșchire, brâuri, cârpe și linguice, cotrință, vânătă, trucuită, straiță de nănaș, căpătâi de pus în fereastră, căpătâi cu ghiocei făloși, căpătâi în pistrice, coale, ciorap, făloși, păpuși în costumul popular și altele. Țesută la război din așa numit fir păr, cea mai de calitate parte din lână. Are șucuri în partea de jos, iar la lături ghiordan. Are o vechime de mai mult de 100 de ani. Părul se toarce mai subțire ca să fie gros ca bumbacul. Bumbacul s-a cumpărat alb, dar s-a putut și vopsi. În sat au fost femei care au vopsit bumbacul. Cotrință înainte, din față, cu pui, țesută la război, din fire de păr, cu pui din bumbac. Au purtat-o femeile tinere și căsătorite, are o vechime de mai mult de un secol. Cotrință cu ocheți dinainte, din față, țesută la război, cu fire din bumbac, cu ghiordan roșu roată, adică împrejur. Ocheții sunt de forma unui rom. Fetele și femeile au folosit-o de chicit, când au mers în sat, la hore sau la nunț. Această mostră și țesătură datează chiar din urmă cu 150 de ani. Cotrințele din bumbac sunt mai strălucitoare. Cotrință înapoi cu pui. Este țesută la război din fire de lână și bumbac. Este menită pentru portul zilnic de casă, are o vechime de un secol. Cotrință cu cireșe dinainte, de față. Este țesută la război din fire de lână și bumbac. Cireșele sunt din fir de lână. A fost menită pentru chititul fetelor și femeilor și nu de folosirea zilnică. Datează de mai mult de un secol. Cotrință cu cireșe dinapoi din spate. Este țesută la război din fire de lână și bumbac. A fost menită pentru chicitul fetelor și femeilor și nu de folosirea zilnică. Datează de mai mult de un secol. Cotrință vânătă trucuită. Cotrință cu flori făcută la fărbar alb-albastru. Începutul secolului 20-lea marchează apariția cotrințelor tipărite. Materialul pânza este produsul casei, iar tiparul este executat de maiștri. În perioada interbelică apare cotrința tipărită pe pânză de fabrică. Tot în această perioadă apare și cotrința albă brodată. Aceasta a fost purtată de feciori la nunți. Perioada celui de-al doilea război mondial aduce o criză de materiale. Apare cotrința din cânepă. Mulți ani mai târziu, din nou, apare cotrința cu tipar pe pânză din comerț, ca definitiv să dispară între anii 1960-1970, ca urmare a dispariției maestrilor care le vopseau. Cotrințele țesute din cânepă, laur, prezintă cotrință de lucru, iar cele din bumbac erau cotrințe festive. Pânza albă s-a dus de acasă la vopsit. S-a vopsit mai întâi vânăt închis, iar apoi s-au trucuit florile albe. S-a vopsit pânza la Petrovasâla, dar mai de calitate s-a vopsit la Vârșeț și florile au fost mai bune. Șorți de inimiz roz de înainte, de față. L-au purtat fetele mari la horă, nunți și momente festive și fetele măritate. Are ghiordan împrejur, este țesut la război din fire lucioase de irmiz, procurate la oraș. Florile au fost împuiate la fel, datează de peste 100 de ani. Șorți de irmiz roz de înapoi din spate. L-au purtat fetele mari la horă, nunți și momente festive și fetele măritate.
Are ghiordan împrejur, este țesut la război din fire lucioasă de irimiz. La fel datează peste 100 de ani. Este pereche cu șorțul de irimiz dinainte. Șorț de irimiz dinainte galben. Este port popular cu care s-au chicit fetele și femeile la joc, core și clipe festive. Datează de peste 100 de ani. Este țesut la război din fire lucioase de irimiz. S-a urzit bumbac și s-a bătut irimiz. Brășirea la șorțul galben de irimiz. S-a pus la brâu, adică s-a încins femeia cu el la brâu. S-a țesut la război, vechime de mai mult de un secol. Țesut din bumbac, urzit și bătut irimiz. Cotrință prăcinare dinainte, țesută la război din fire de lână și bumbac. Are ghiordan pe lături și șucuri jos, vechime de un secol și mai mult. Printre cele mai bogat lucrată cotrință. Cârpă de pliș galbenă de iarnă trucuită cu șucuri de irimiz. Au purtat-o femeile măritate și nu numai. Șucurii sunt făcuți de femei. Pieșchir prosop suspendat pe zid în cameră, soba mare. În conc, coridor, țesut la război din fire de bumbac cu șucuri. Nu s-a folosit la șters, doar ca ornament pe zid. Brâu pentru femei. Brâul s-a luat peste poale când s-au încins femeile ca să strângă brânile. Brânile sunt firele care au strâns poalele pe lângă corp. Este țesută tot la război, țesut urzit din bumbac și din lână împuiat. Cotrințe de înainte de față. Este țesută la război din fire de păr negru și bumbac colorat, pentru femei care au fost în doliu ori care au jelit. Au purtat-o zilnic și femeile mai în vârstă. Are o vechime de peste 100 de ani. Cotrință de înapoi din spate. Este țesută la război din fire de păr negru și bumbac colorat pentru femei care au fost în doliu ori care au jelit. Au purtat-o zilnic și femeile mai în vârstă. Este pereche cu cotrința de înainte din față. Are o vechime de peste 100 de ani. Cotrință de irimiz de înapoi, din spate. Este țesută la război din fire de irimiz bătută și urzită bumbac. Este purtată de femei care au fost în doliu și erau purtate de femei zilnic. Datează de peste 100 de ani. Cotrință de înainte pentru bărbați. Este țesută la război din fire de bumbac. Are șucuri jos și ghiordan pe lături. Are o vechime de mai mult de 100 de ani. Cârpă șlinguită albă din pânză din sai. Femeile au purtat-o acasă, prin sat, dar și în trăsuri când s-au dus la holdă. La holdă le-au dat jos. Pe vremuri nu s-a mers oricum îmbrăcat. Chiar și până la holdă femeile au fost frumos îmbrăcate. Straiță de nănaș. Este țesută la război din fire de lână urzit cu bumbac. S-a folosit de dus la nănaș, de Crăciun sau de Paște. Poneaba de pat cu priscu. Este țesută la război din fire de lână, bătut și urzit bumbac. Are șucuri de lână, de obicei s-au țesut câte două ponevi pentru două paturi. Cilim folos de pus pe pat. Este țesut la război din fire de lână, bătut și făcute florile și bumbac urzit. Are o vechime de peste 100 de ani. Cilim praal. Cilim țesut pe un fond alb. Este țesut la război din fire de lână bătută și urzit cu bumbac alb. Are o vechime de mai mult de un secol. Cilimurile din bumbac erau mai rezistente în comparație cu cele din păr. Cotrință înainte cu pui, din față. Este țesută la război din fire de lână bătut și bumbac urzit. Femeile au purtat-o zi când au fost în doliu, adică când au jelit, au fost purtat zilnic.
Cotrință de înapoi cu pui din spate. Este țesută la război din fire de lână, bătut și bumbac curzât. Femeile au purtat-o când au fost în doliu, adică când au jelit. A fost purtată zilnic. Este perechea cotrinței de înainte cu pui. Brășira de păr. Este țesut la război din fir de păr, uzit cu bumbac, cu un colorit bogat. Cu brășira s-au încis femeile peste poale. Căpătâi de pus în fereastră. Este confecționat din pânză și cusut cu cicmă. Un obicei din trecut de a le pune în fereastră dă făloșie ca să arate frumos. Da. Căpătii cu ghiocei. Are o vechime de peste 150 de ani. Sunt menite pentru soba mare, camera mare. Căpătii cu ghiocei. Are o vechime de peste 150 de ani. Sunt menite pentru soba mare, camera mare. Căpătâie de chicit și de dormit. Sunt împistrice, brodate cu mătase pe pânză de Doina Barbu în urmă cu 50 de ani. Majoritatea din cele amintite au fost țesute la război de către străbunica Chia și bunica Sofica Mioșcu a Doinei Barbu din Petrovasăla. Majoritatea din cele amintite au fost țesute la război de către străbunica Chia și bunica Sofica Mioșcu a Doinei Barbu din Petrovasăla. Importanța războiului în viața petrovicenilor se poate vedea și în acest goblen care reprezintă o femeie care țese la război. Prezentatori: Samantha Șorgean, clasa A7. Rafael Barbu, clasa 7.